Bună ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Bărbații au dat năvală astăzi la piețele de flori din capitală, iar angajații de la fisc au fost cu ochii pe vânzători. Pentru angajatele din spitale, 8 martie este o zi obișnuită. Dimineața au intrat în tură pentru a îngriji de pacienții cu COVID. E foarte greu când sub echipamentul ăsta ieșim foarte umezi, foarte, foarte, că ești ca cioare cu cea la saună. Prințul Harry și soția sa Meghan au făcut dezvăluiri grele despre perioada pe care au petrecut-o la Palatul Regal. Fosta actriță a spus că se gândea să-și pună capăt zilelor. Vedeți interviul în jurnal. Pentru medicii din prima linie, astăzi este o zi ca oricare alta, cu ture istovitoare și pacienți dependenți de ajutorul lor. Totuși, pentru că e sărbătoare, angajatele care și-au încheiat tura au ieșit cu ochii obosiți, dar cu flori în mâini primite de la colegi. Spun că cel mai mare cadou pentru ele ar fi să se termine pandemia și să revină la ritmul obișnuit. Fetele toate lucrează și odihnă e acasă. Nu? Astăzi, la fel ca în fiecare zi, Natalia Grigoreț este la datorie. Este asistentă medicală la Spitalul Sfânta Treime, iar dimineața a intrat în tura de gardă pentru 24 de ore. La 8 fix începe, la 8 fix termină. Noi, într-adevăr, lucrăm mult, lucrăm și peste un serviciu și este foarte greu să simți gradul ăsta de pacient, de număr mărit. Tânăra va schimba azi 5 echipamente de protecție, pentru că de atâtea ori va intra în focar. Ești stovit, suie mașină și nu mai vrei nici transport, nu un transport public, ți iei un taxi și pleci acasă, ca dormi. Tatiana și Emilia muncesc și ele aici. Cele două și-au încheiat tura și au ieșit de pe ușa spitalului cu flori în mâini. Ne-am felicitat dimineața toate fetele și ele pe noi ne-am felicitat. Sincer, boala asta, dacă nu ne ținem unul cu altul, ne chisează toți. Cum a fost noaptea care a trecut pentru voi? Așa, ca cu pacienții, care lucrează noapte, adică nu știu să dorme și apoi cineva îți gândește că vii la lucru și dorme, dar nu. Fetele toate lucrează și odihnă e acasă, nu la lucru. Și atât. Da, mai departe, ce faceți astăzi? Mai aveți putere? Da, ia că mă duc să sărbătorim mămica, să o văd. Și la Institutul de Medicină Urgentă s-au împărțit flori. Cu lalele și orhidei de la pacienți și colegi, așa au ieșit din secția COVID Elvira și Elena. Noaptea care a trecut a fost mai liniștită, însă numărul mare de pacienți este uneori peste puterile lor, ne-a spus Elvira cu ochii lăcrimând. Eu în ziua de azi pot să doresc numai sănătate. Și să înțeleagă lumea cât de grea e boala asta. Numai cel care nu vede, nu crede în trânsă. Dar noi câteodată când vedem și când le e bolnavul și-l fugi repede până la reanimare cu bolnavul și ala și când ești, Doamne, să dovedesc, să-l duc acolo, jiu. E foarte greu când sub echipamentul ăsta ieșim foarte umezi, foarte, foarte, că ești ca cioare cu cea la saună. În zona verde a Institutului de Medicină Urgentă, un medic avea brațul plin de lalele, pe care le-a împărțit colegelor sale din secție. Gesturile frumoase ne dau energie și putere. Între timp, pe străzile mai puțin aglomerate din această dimineață, ambulanțele circulau și aduceau bolnavii de COVID la instituțiile medicale. La centrul de triere de la Moldexpo, ambulanțele vin și pleacă. Chiar în aceste momente, două dintre ele stau în rând, iar alte două pentru a fi dezinfectate. Medicii spun că cel mai mult își doresc ca oamenii să fie responsabili și să se protejeze. Să nu iasă din casă, să nu se ducă pe la bar sau restaurante. Mă îmbrăcați, vă rog, mască. Încet, încet, cu toții o să fie mai bine și o să putem să ne permitem să ne ducem undeva. Oamenii din cele 11 localități din raionul Locnița, care au intrat de luni în carantină, se tem să iasă din case. Locuitorii povestesc că merg doar la magazine și nu se întâlnesc cu nimeni din sat. Și drumul la biserică a fost uitat de săteni din motiv că slujbele au fost interzise, dar și deoarece le este frică să nu se infecteze. Mi-a saturat de
După ce autoritățile de la Ocnița au instituit cod roșu în 11 localități din raion, oamenii parcă au dispărut. Duminică, când creștinii obișnuiesc să meargă la biserică, sătenii din Grinăuți Raia au rămas acasă pentru că la slujbe nu au acces, dar nici nu vor să meargă pentru că se tem. Situația e mortală. Avem 6-7 cazuri. De ce? La biserică mergeți. Nu ne ducem. Stați închis în casă sau chiar cum? În casă de închis, nu ies chiar afară deloc. Eu sunt bătrână, eu sunt pensioneră și trebuie să dăm casă. Frica e mare. La vecini nu ne ducem, ia că numai la magazin și înapoi. După producte și mai mult altă parte nu ducem nicăieri. O angajată de la magazinul de produse alimentare din localitate spune că, deși a fost deja infectată, continuă să poarte mască și mănuși pentru a se proteja. Femeia povestește că are acum cu mult mai puțin cumpărători. Nu vă este frică să activați? Cum nu ne este frică? Dar ce să facem? Noi am fost deja bolnavi, am stat în spital. Îmi pare că dacă te duci la timp, e mai bine. Nu văd lume, foarte rar. Vânzările sunt mai slabe, aleargă repede, cumpără ce au nevoie, se duc înapoi acasă. Am găsit totuși oameni care nu purteau mască. Acești bărbați spun că sunt vecini și ies des la taclale, însă păstrează distanța fizică pentru a nu se infecta cu COVID-19. Noi suntem soșești, ia ca așa vorbim, la distanță, copiii nu se duc de mult la școală. Bărbatul spune că restricțiile sunt atât de dure încât sătenii nu pot nici să-și petreacă morții pe ultimul drum. O spus că a murit de coronavirus. Nu ne-a dat voie, nici nu ne-a apăchit. Situația este asemănătoare și în celelalte localități în care a fost instituit cod roșu începând cu ziua de luni. Doar săptămâna trecută, 250 de persoane din raionul Ocnița s-au infectat cu COVID-19, iar 12 pacienți au decedat în urma complicațiilor provocate de virus. La începutul săptămânii, la spitalul raional a fost reprofilată o a doua secție pentru pacienți bolnavi de coronavirus. De la 1 martie, în cele 11 sate a fost sistat transportul public, piețele au fost închise, iar slujbele în biserici au fost interzise. COVID-ul i-a dat viața peste cap și chiar și acum consecințele bolii se fac resimțite. Vorbim despre prima pacientă infectată cu coronavirus din Moldova, care a aterizat pe aeroportul din Chișinău pe 7 martie 2020. Femeia povestește că boala i-a afectat atât sănătatea, cât și starea psihico-emoțională, după ce autoritățile i-au divulgat public identitatea și au acuzat-o de lucruri pe care ea nu le-a făcut. 7 martie 2020, pe aeroportul Chișinău aterizează un avion din Italia. La bordul aeronavei se afla prima pacientă din Republica Moldova infectată cu COVID-19, anunțau atunci cei de la Ministerul Sănătății. La două zile distanță, femeia apare într-un filmuleț făcut în secția de terapie intensivă a Spitalului Republican, aflându-se într-o boxă de izolare și fiind înconjurată de câțiva medici. Vă simțiți în stare generală? Vă simțiți mai bine? Da. El era o puse, mare, o puse. La un an de la ziua în care a ajuns în Moldova fiind infectată, Maria Sandu povestește că virusul i-a schimbat radical viața. Femeia spune că atunci nici nu credea că ea poate fi infectată cu COVID-19. Nu credeam că așa de repede să ajungă la noi în Moldova. Că el este peste hotare de acolo de unde s-a pornit și nimeni încă până când din la noi, din Italia, încă nu s-a așteptat de așa ceva. Când am ajuns la Moldova, de-am început a spune că am cu așa boală. Maria își amintește că a rămas internată timp de 2 săptămâni și că a avut mare noroc de medicii de la Spitalul Republican. Chiar și după un an, însă, sechelele lăsate de virusul nemilos încă se fac simțite. Tot tuse, tot dureri în spate. Am fost la medici, m-am controlat și nimic schimbări nu. Au rămas urme la plămâni și nu știu cât timp asta așa să fie. Boala asta nu ți dă puteri. Mâncești, cum mâncim înainte. Acum, gata, nu o să și ea. Femeia povestește că mult timp a fost blamată și criticată pentru faptul că s-a infectat și a venit acasă cu virusul. Ea recunoaște că acest val de ură a pornit de la autoritățile de atunci. Și-a vorbit domnul Dodon și-a vorbit domnul Chico. Ies și-a mai răfinit, am adus virusul din Italia. M-a înjosit. Eu am știut că așa ar fi. Eu știut, eu rămânem acolo, în Italia. Ion Chico, fostul prim-ministru, o acuza pe femeie că ar fi fugit dintr-un spital din Italia, lucru negat de Maria. Într-un mod foarte responsabil a părăsit instituția medicală de acolo, s-a urcat în avion și a venit acasă. Iar fostul președinte a încălcat legea și a dezvăluit identitatea femeii. Noi verificăm acum dacă este vorba de doamna
sau nu. Chiar dacă se tratase și nu mai era contagioasă, toți vecinii o ocoleau când ieșea afară. Au trecut luni întregi până când lucrurile s-au normalizat, iar oamenii au încetat să o evite. Ea tot o trecut, trec prin asta și vede că de boala asta uriașă nu mai poate scăpa nimeni. Mulți sunt dintre care au vorbit atunci rău de mine, mulți sunt care s-au îndreptat. De la primul caz înregistrat un an în urmă, acum în țara noastră numărul persoanelor infectate cu coronavirus se apropie de 200 de mii. În această perioadă, peste 4.000 de oameni au decedat în urma complicațiilor provocate de COVID-19, printre aceștia 94 fiind lucrători medicali, care și-au dat viața lor pentru a salva pacienți. Iuliana Maranciuc pentru Pro TV. A fost scandal într-un supermarket din capitală. Supărat pe calitatea fructelor și legumelor din magazin și pe faptul că majoritatea acestor produse sunt importate, un bărbat a răsturnat pe jos câteva lăți de struguri și i-a luat la rost pe angajați. Acum bărbatul este cercetat penal pentru huliganism. Și fie de foamă asta așa mărânțică-i. S-o zvârl eu, iată, eu o zvârl aici, iată aici, eu o zvârl. Și cu foamă asta, și cu bătaia asta de joacă-i. Băi! Asta e bătaie de joacă. Ei, și vă bătiți de joacă. Voi, de producători locale, puneți niște poamă stricată în magazin. Chemați poliția cu așa. Tătă poliția. În filmulețul video postat de bărbat pe rețelele de socializare, acesta se arată indignat de faptul că producătorii noștri stau cu marfa în depozite, neavând unde să o vândă, în timp ce magazinele importă fructe și legume. Iată, curiechi! A noștri stau cu curiechiul și le zvârlă, înțelegi, de aici așa de curiechi din Albania, băi. Înfuriat pe acest fapt, bărbatul le-a sugerat agricultorilor moldoveni să răstoarne toate produsele importate pe care le găsesc pe rafturile magazinelor. Căpșună, 119 lei și 20, Victor. Ați văzut, oameni buni, ca așa voi trebuie să fășeți. Ajunge atâta gălăgie, băi, și vorbă, băi. Răsturnat tăti vitrinile, tăti de lactatele astea, tăti. Administrația magazinului a chemat poliția. Bărbatul însă nu s-a lăsat intimidat și a continuat să-și spună oful. Când se pute carne, pe urmă dau la șașlic, pe urmă de la care nu se vinde de șașlic, o dau la cârnaz. Iar la final a decis să recite o poezie. Saladei paiot, e muni bolna, om paiot adnui tuje piesniu. Poliția a pornit un dosar pentru huliganism pe numele bărbatului. Pentru comportament agresiv și împrăștierea fructelor, acesta riscă o amendă de până la 1500 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul statului. Angajații de la Fisc au fost astăzi cu ochii pe florărese. Aceștia au monitorizat cum sunt vândute florile și au verificat dacă cei care le comercializează oferă bon de plată. Pentru că e sărbătoarea femeilor, au împărțit doar avertizări, nu și sancțiuni. Era mare învălmășeală în această dimineață pe strada Bănulescu-Bodoni, la cea mai mare florărie din capitală. Bărbații au venit să-și facă plinul de lalele sau trandafiri. Am cumpărat 9. Apoi am cumpărat câte unul la copii și împreună iată vreo 12. În fiecare an, așa și se băprinit dimineață. Ce ați luat? Văd că trandafiri mai mult. N-ați luat lalele? Trandafiri, că așa îmi plac trandafiri și dăruie trandafiri. Putem flori? Lalele, probabil. Că e primăvara. Și frumoasă. Pentru soții și fată. Unii bărbați spun că au cumpărat flori pentru toate femeile care le sunt rude sau colege. Iubitelor femei, flori frumoase. Câte femei aveți? Multe, multe, multe. Soacre, fiică, soție, fiecare an suntem prezenți cu alesul, cu culesul. Și femeile au stat în rând să cumpere flori. Pentru cine? Pentru mama. Ce-ați luat? Ce flori? Lalele, lalele. Lalele tip bujor. Ceva nou. Ați primit flori de dimineață sau? Nu, bomboane. Vânzătorii ne-au spus că nu au ridicat prețurile înainte de sărbătoare și că în acest an, ca și în anii precedenți, au avut parte de mulți clienți. Evident că e mai bine, evident. Care sunt cele mai întrebate de dimineață? Lalelele, trandafirii? Tot este întrebat, tot și proaspăt. Da. Florenginilor le considerăm cele proaste și cele frumoase. Noi ne mulțumim cu ce este, dar la dimirare este că totuși oamenii cumpără flori și când e pandemie, sentimentele nu încetează. Vânzătorii de flori erau monitorizați de inspectorii de la serviciul fiscal. Aceștia însă nu au aplicat nicio sancțiune astăzi. Deci inspectorii fiscali monitorizează asupra respectării legislației fiscale și în special a utilizării aparatelor de casă și control.
adică pentru a nu fi prejudiciat bugetul de stat. Doar se monitorizează astăzi, nu se aplică careva sancțiuni. Parcarea de aici, care de mai bine de jumătate de an este interzisă, astăzi este plină de mașini. Nu am întâlnit niciun ofițer de patrulare care să monitorizeze traficul. Oamenii au purtat măști și au încercat să mențină distanța socială. Iar aseară, aglomerația a fost la piața de pe strada Calea Moșilor din capitală. Lalelele și trandafirii au fost cele mai căutate flori. Cumpărătorii spun că în ajun, comercianții au majorat prețurile. Majoritatea oamenilor care s-au perindat pe la tarabia au purtat măști, dar de distanță fizică nici vorbă. Cam lume multă, cam distanța nu se păstrează, oamenii sunt. Eugeniu a cumpărat buchete pentru soție și mamă. Trandafiri. Care roșu, la care alb. În situația de azi, care cu pandemia asta, nu prea lucrăm și nu prea avem bani. Măcar ne stărâim, măcar cât de puțin, să luăm în seamă femeile, mamele, soțiile. La mare căutare au fost la lelele și trandafirii, susțin vânzătorii. Cu mai multe buchete frumoase l-am surprins și pe Alexandru. Cumpărat flori pentru soție, pentru mama și fiică cumpărat. Pentru cine ai cumpărat? Pentru cineva. Pentru bunică. Am cumpărat la lele la prețul de 15 lei. Astea, dar în general s-au scumpit florile. Zilele astea mai cumpărate erau 10 lei. Iar florile vin la pachet cu o felicitare. Să fie așa cum sunt, fiindcă doar cu ele noi suntem cine suntem, bărbați. Să fie sănătoase. Aștept și tu un buchet? Da. Alexandru, încă două buchete sau ăsta va fi a meu. Văd că mai multe buchete, aveți tocmai 5. Da, este. Pentru cine? Pentru fixa, pentru femeie și pentru cumatra, pusca. Soția m-a rugat, scuze. Soția a rugat? Da. Dar nu a zis pentru ce? Pentru teți, Rudi. Pe data de 8 martie este celebrată Ziua Internațională a Femeii. Totodată astăzi bugetarii au zi liberă. Mânat de marea sa pasiune, fotografia, un om de afaceri de la noi s-a aventurat să trăiască printre nomazi pentru a le imortaliza viața și obiceiurile. Acum o parte din lucrările sale sunt expuse la Muzeul de Artă. Cum e viața nomazilor și ce provocări a avut de înfruntat bărbatul, vă spunem la știri. Zebra promisă încă vara trecută așa și nu a fost desenată, iar recent, de pe drumul principal din Tohatin, a dispărut și unicul indicator care atenționa șoferii despre faptul că acolo este o trecere de pietoni. Localnicii se plâng că nu au pe unde să traverseze drumul și trebuie să pândească momentul în care sunt mai puține mașini ca să ajungă pe cealaltă parte a carosabilului, astfel punându-și viața în pericol. Șeful întreprinderii Xtrupo nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Dacă în luna august anul trecut, la intrarea în comuna Tohatin, era instalat indicatorul trecere pentru pietoni, iar marcajul lipsea, acum de acolo a dispărut și indicatorul. Deși atunci Xdrupo promitea că marcajul va apărea în 2 săptămâni, problema așa și nu a fost rezolvată, ci a devenit și mai complicată. Oamenii se plâng că din această cauză nu pot traversa în siguranță drumul spre stația la care oprește transportul public. Aici sunt 2 stații de așteptare a transportului public și nicio trecere de pietoni în apropiere. Oamenii spun că unica modalitate de a traversa este să aștepte ca drumul să fie cât de cât liber și să fugă pe partea cealaltă. Diomid locuiește de o viață în comuna Tohatin și spune că a fost martor la mai multe accidente în care pietonii erau loviți de mașinile care trec pe acolo cu viteză. Este un semn nu doar necesar, ci foarte, foarte necesar. Здесь год назад погиб человек. Он шел с магазина, и его вот здесь перед перекрестком сбила машина, и все разлетели, все покупки его там. Вот. И он был одинокий, и потом очень долго искали родственников из-за границы, пока приехали похоронить его. Бărbatul ne-a povestit că bătrânețea îi afectează și sănătatea, așa că uneori nu vede bine vehiculele pe drum. Траса всегда очень загружена, долго стоишь, чтобы перейти. И получается, что перебегаешь дорогу, создаешь проблемы водителям, их тоже ставишь под
какую-то опасную ситуацию. Наталья, у алта локальника, спуне, что люди из сада были адресаты де ненумерате ори авторитетелор, но де фиекаре дате ле-ау фост факуте промисиуни, которые не сау май эмплинит. Ята ечи era undeva. Un indicator. Era un indicator. Cum traversăm, știți, este un moment când nici din dreapta, nici din stânga nu este transport și atunci așteptăm și traversăm. Asta e mai rău, cum mai sunt și copilașii, mame și cu căruciorul, da, pentru dânsul e greu. Așa vedeți că merg cu o viteză mare. Solicitată de ProTV, șeful întreprinderii Exdrupă ne-a spus să revenim pentru o reacție. Spitalul Raional din Cimișlia nu va mai duce lipsă de lucrători medicali calificați. În cadrul unui proiect transfrontalier, în instituție a fost deschis un centru medical consultativ, la care pacienții pot beneficia gratuit de servicii medicale oferite de la distanță de către specialiști din România. Înainte de asta, bolnavii pot cedea gratis analize și să treacă aparatele medicale de ultimă generație de acolo, cumpărate în cadrul aceluiași proiect. O cardiolog, o endocrinolog, взять анализ на холестерол и сахар. Здесь можно пройти вот эти услуги. Sinaida spune că datorită acestui centru acum nu mai este nevoită să meargă până la Chișinău pentru a-și verifica parametrii vitali. Этот проект долгожданный, потому что сейчас у нас при такой нехватке врачей это очень необходимо. Și ea nu este prima pacientă care a decis să beneficieze de aceste servicii. Potrivit managerului proiectului, sute de locuitori atât din oraș cât și din alte localități din zonă s-au adresat la centru pentru o consultație. Aștept o consultație la cardiolog, mi-ar trebui. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană are ca scop oferirea unor servicii mai calitative pentru pacienți, ținând cont că țara noastră se confruntă cu o insuficiență majoră de medici. Din banii alocați a fost procurată și tehnică medicală performantă. Deja avem câte ceva, avem o renovare de o parte a spitalului, unde au fost dotate cu mobilier, cu tehnică medicală și de oficiu. Avem un ultrasonograf, un cardiograf modern, deci s-a procurat un centru de telemedicină. Aici va fi recepția, asistentă medicală va înregistra pacientul. Pacientul nu a venit, poate să vină să facă cardiogramă. Deci în sala aceasta va fi făcută măsurările antropometrice. Potrivit angajaților centrului, pacienții pot primi consultații de la specialiști din domenii care în multe spitale de la noi nici nu există. Spre exemplu, cei bolnavi de diabet pot cere sfaturi de la un diabetolog. 350 de consultații cu medicul diabetolog. Deci toate datele sunt fixate. Fiecare pacient are fișa lui în care sunt datele de examinare, recomandațiile date de medici specialiști, colegii noștri din Spitalul Pașcani. Pentru acest proiect au fost alocați 211.000 euro, dintre care 175.000 au fost oferiți de către Uniunea Europeană, iar alți 25.000 au fost alocați din bugetul instituției. Cu o campanie de vaccinare anticovid de succes, Israelul a renunțat de ieri la o serie de măsuri luate în contextul pandemiei. Restaurantele și barurile și-au redeschis ușile după aproape 6 luni de pauză, însă nu oricine poate intra în localuri. Clienții sunt numai din rândul celor care s-au imunizat. Oamenii au petrecut ca în vremurile bune în prima zi în care s-au redeschis restaurantele în toată țara. Unele dintre restricții erau în vigoare de 6 luni și nu e de mirare că în localurile luate cu asalt de clienți au fost și dintre cei care i-au îmbrățișat pe bucătari. We feel very good about reopening the restaurant. We've been closed for 6 months.
We feel lucky that we can host people again, give them great food, great music, see the light in their eyes, make them and us happy again. La restaurant pot merge numai cei care s-au vaccinat împotriva COVID-19 și pot prezenta un certificat de imunizare. Și persoanele care dovedesc faptul că au fost infectate cu SARS-CoV-2 și s-au vindecat. Printre primii care au mers la restaurant a fost chiar premierul. This is a great day. We're opening with a green passport restaurant. Coming back to life, we still have to watch, watch ourselves, we have to wear masks, keep the distances that people require, but social distance. Și aeroportul din Israel a fost redeschis ieri după mai multe săptămâni în care niciun avion nu a decolat sau aterizat. Ieri, 1000 de oameni au reușit să revină acasă fiind până acum blocați de carantină. În Israel, până acum, mai bine de jumătate din populație a fost inoculată cu o primă doză de ser anti-COVID. În Ungaria, în schimb, de ieri au intrat în vigoare cele mai dure restricții impuse până acum din cauza pandemiei. Grădinițele și școlile vor fi închise până pe 7 aprilie. Vor rămâne deschise doar magazinele alimentare și farmaciile. O campanie activă de vaccinare a populației este în desfășurare în Ungaria, fiind disponibile vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dar și Sputnik V și vaccinul chinezesc. Cele mai mari temeri ale casei regale britanice s-au adeverit. Prințul Harry și soția sa Meghan au făcut dezvăluiri grele despre perioada pe care au petrecut-o la Palatul Regal. Într-un interviu, Meghan a acuzat familia regală britanică de rasism și a mărturisit că a fost împinsă spre pragul sinuciderii. În cel mai așteptat interviu al planetei, prințul Harry și soția lui Meghan Markle au vorbit despre familia regală și au dezvăluit că s-au simțit izolați în interiorul ei, că au rămas fără sprijin financiar și că s-au căsătorit într-o simplă ceremonie cu 3 zile înainte de evenimentul care a fost transmis de televiziunile din întreaga lume. Were you silent or were you silenced? The latter. Fosta actriță a mărturisit cu lacrimi în ochi că au existat momente când s-a gândit să recurgă la o soluție extremă doar pentru că nu reușea să mai facă față presiunii și stresului. Look, I was really ashamed to say it at the time and ashamed to have to admit it to Harry especially. Because I know how much loss he suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it. And I just didn't want to be alive anymore. Meghan, a cărei mamă este de culoare și tatăl este alb, a spus că au existat discuții în familie despre cât de închisă la culoare ar putea fi pielea copilului sau când se va naște. In those months when I was pregnant, all around the same time, so we have in tandem the conversation of he won't be given security, not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Harry, în vârstă de 36 de ani, a spus că s-a retras de la îndătoririle lui regale din cauza lipsei de înțelegere. El a declarat că a avut o relație chiar bună cu bunica lui, regina Elizabeta a II, însă de suferit a avut relația cu tatăl lui, prințul Charles. I feel really let down because he's been through something similar. He knows what pain feels like. And this is, and Archie's his grandson. But at the same time, you know, I will always love him. But there's a lot of hurt that's happened. Despre prințul William, fratele său a spus că se aflau pe drumuri diferite. Harry a mai spus că familia lui i-a asistat efectiv sprijinul financiar. A adăugat că are banii pe care mama lui, prințesa Diana, i-a lăsat. Nici Harry, nici Meghan nu au atacat-o direct pe regina Elizabeta. Cei doi au discutat timp de 2 ore cu Oprah Winfrey, iar interviul a fost difuzat de CBS în prime time. Cuplul a mai dezvăluit că al doilea copil pe care îl așteaptă este o fetiță. Acesta a fost primul interviu acordat de cuplu după ce anul trecut a decis să renunțe la îndătoririle în familie regală. Palatul Buckingham nu a făcut deocamdată comentarii publice asupra interviului. A trăit printre nomazii din Iran, a dormit în corturi, înconjurat de urși sau șacali și a înfruntat furtuni de nisip. Este aventura unui fotograf de la noi care a mers să fotografieze stilul de viață al nomazilor iranieni. Le-a făcut 10.000 de fotografii, iar peste 100 au ajuns într-un album. Acum cele mai bune poze pot fi admirate la Muzeul Național de Arte.
Aurel Cepo este un om de afaceri, însă marea sa pasiune este fotografia. Cu 2 ani în urmă a mers în Iran și a pornit într-o aventură pentru 8 luni pentru a cunoaște viața nomazilor. Au niște mașini care își pun toate lucrurile astea, mielul, cățelul, copiii, nevestele. Fac 5-6 km, așa merg ei 30-40 de zile. Aurel a locuit printre 10 triburi mari, dintre care 5 autentice, spune el. Bărbatul a mers acolo ca să surprindă viața nomazilor și să o imortalizeze. Deranjează faptul că apar murdari și neîngrijiți. De multe ori ești în incapacitatea de a fotografia, fiindcă ei vor să pozeze. Aurel povestește că nomazii au fost primitori cu el. Te-a gustat mâncarea tradițională. Orez care îl amestecă cu ceva legume. Au câteva găini, 5-6 găini care le mai fac câte un ou. Rar de tot mâncau carne, iar pâinea era alimentul principal. Le-a urmărit cu mare interes tradițiile, iar una dintre ele a fost o nuntă. Mireasa și mirele vin la sfârșitul nunții și au cadourile, li se cântă niște cântece și pleacă. La această nuntă, Aurel a reușit să surprindă un moment rar, un nomad care avea grijă de un copil. Așa ceva nu vezi, fiindcă rolurile în familia nomadă sunt strict, bărbații nu participă la educația copilului. Potrivit fotografului, nomazii nu prea au îndeletniciri decât să facă de mâncare și să ducă animalele la pășuni. Când avea timp, fotograful mergea și prin sate. Aici o femeie începe un covor nou. Totuși, nomazii nu sunt departe de tehnologie. Iată, i-a făcut cadou un panou solar. Copila se filmează cu un smartphone. O călătorie atât de departe, printre oameni cu obiceiuri cu totul altfel decât cele cu care ne-am obișnuit noi, vine la pachet și cu provocări. Nu e simplu să dormi sub cerul liber, în munți, când dau târcoale urșii sau șacalii. Nu, nici nu mai dormi. E un haos total. E foarte interesant să vezi cum câine antrenați să păzească oile. Iar o altă pacoste erau furtunile de nisip. Prima grijă trebuie să ai să ascunzi lentilele, aparatele. Nu este loc unde nu este nisip și închipuiți că n-ai un stispel. O problemă a fost lipsa apei potabile. Ei chiar îți recomandă să nu bei, ca să nu ai probleme de indigestie. Când se termină, bei apă fiartă. Au boli care se transmit. Peste 20.000 de fotografii s-au transformat în 111, cifra fiind numărul de scări al unui templu din Iran, unde de anul nou se întâlnesc toate popoarele de nomazi. E un simbol legat de treptele locului unde se duc ei de anul nou musulman, e Persepolis. E o nebunie acolo ce se întâmplă, toți se așează, dorm acolo în corturi, pe jos, chestii, mănâncă. Recent, câteva dintre fotografii au fost expuse la Muzeul Național de Arte. La muzeu au fost expuse 27 de fotografii. De exemplu, în această poză apar două tinere. Una este originară dintr-un trib nomad, iar cealaltă este persană și fotografia descrie cel mai bine diferența de cultură dintre cele două. Aurel spune că nomazii i-au oferit și o lecție pe care o pune deja în aplicație. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0222 13645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!